Primăria Capitalei, marea miză a alegerilor locale. Matinal, candidații au ieșit rând pe rând la vot, în speranța că îi vor mobiliza și pe bucureșteni. Ieșiți la vot, oameni buni, votați cu cine doriți dumneavoastră, prezența la dumneavoastră la vot contează, votați cu demnitate, onoare și curaj pentru viitorul dumneavoastră. Am votat cu gândul la toți tinerii din București, de asemenea la seniorii capitalei noastre, la copii și la adulți, la persoane sănătoase, dar care vor să facă prevenție, dar și la persoane cu dizabilități. Am votat cu gândul la oamenii care vor să aibă din nou parcurile curate în capitală, care vor să vadă că pe șantiere se lucrează și că sunt rezultate în ceea ce privește fluența în trafic, problema termoficării și, de asemenea, siguranța în școli și lupta reală împotriva drogurilor. Am votat pentru onestitate în viața publică. Am votat pentru realism în viața publică. Pentru că e important ca oamenii politici să ne spună, să spună pe unde suntem și ce putem realism. Și am votat împotriva mafiei mafia. Vreau să îndemn oamenii să iasă la vot. Pentru că e un moment în care ei decid direct în care noi o să mergem. Am votat pentru viitor, am votat pentru schimbare, am votat pentru toți bucureștenii care știu că acest oraș merită mult mai mult. Și îi chem pe toți la vot, e un drept și sunt convins că la finalul acestei zile vom avea cu toții lucruri de sărbătorit și surprize foarte plăcute pentru acest oraș și oamenii lui minunați. Aceștia și-au exprimat speranța într-o prezență numeroasă la urne pentru legitimitatea viitorului edil.